Raluca, îți mulțumim. Tot despre situații de urgență vorbim și minutele următoare. Peste 50 de mașini au fost avariate din aprilie până în prezent din cauza vântului puternic care a pus la pământ mai mulți copaci din capitală. Ce alte efecte au avut vijeliile, ne spune chiar acum purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență București, Daniel Vasile. Daniel, bună dimineața, bine ai venit. Bună dimineața, bine v-am regăsit. Bun, îmi spuneai că în... între martie și iunie, mai ales anul acesta, au fost niște fenomene mai aprige decât în anii precedenți și din cauza asta am avut și mai multe accidente de acest gen în capitală. Perioada martie-iunie este o perioadă atipică, așa cum am perceput-o. Cu vijelii, știm asta. Am perceput-o sau chiar am resimțit-o pe pielea noastră de multe ori, caracterizată de instabilitate atmosferică, cu foarte dese etape de ploaie, cu aspect de vijelie, grindină și fenomene asociate. Pentru noi, pompierii, bineînțeles că nu a fost deloc ușor și am constatat pe propriile noastre resurse că a fost o manifestare atipică. Mă refer aici la pagubele rezultate ca urmare a acestor furtuni. Statistica noastră ne arată faptul că din martie până în prezent au fost avariate cel puțin 50 de autoturisme, parțial sau total, de căderea copacilor, valori mult peste ceea ce aveam în anii anteriori, strict în această perioadă, poate chiar valori duble. Din fericire, putem spune că avem un aspect la care stăm bine, să spunem, nu sunt persoane rănite ca urmare a manifestărilor meteorologice. Dar bineînțeles că aceste etape succesive ne-au dat și nouă de gândit și a trebuit să reacționăm în consecință pentru suplimentarea efectivelor logistice. Exact. Care sunt măsurile luate? Pentru că aici nu vorbim doar de vijelii, doar de mașini avariate. Vorbim și de inundații, vorbim și de la care trebuie să participați. Care sunt măsurile suplimentare luate de voi? Au fost câteva măsuri principal de ordin logistic. Mă refer aici la suplimentarea numărului de ambulanțe SMURT pe care le avem în intervenție în acest moment, cu 4 până la 5 echipaje față de ceea ce aveam într-o perioadă similară sau poate chiar la începutul acestui an. Mă refer aici la mijloacele logistice specifice pe care le utilizăm atunci când avem de gestionat asemenea fenomene ale naturii. Mă refer aici la motopompe, la drujbe, motofierăstraie și alte echipamente specifice pentru a îndepărta copacii de pe carosabil sau apa din subsolul locuințelor sau din pasaje și toate celelalte spețe pe care le știm cu toții. Da, Daniel, uite, vorbim și despre lucruri frumoase. Iată că Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dealul Spirii al Municipiului București a organizat în zilele de 26-27 iunie 2014 etapa zonală a competiției naționale de descarcerare și acordarea primului ajutor calificat. Ce rol are acest eveniment? Este cea de-a treia ediție a acestei competiții, una benefică, spunem noi. Rolul principal este acela de a crea competiție între echipajele de pompieri paramedici din inspectoratele pentru situații de urgență. Aceasta a fost etapa zonală, numai puțin de 6 echipe din zona de sud-sud-est a României. Mă refer aici la municipiul București, Călăraș, Ialomița, Telorman, Dâmbovița și Giurgiu. Practic, cei mai buni dintre cei mai buni paramedici s-au întrecut în două probe. Descarcerarea unei persoane dintr-un autovehicul și acordarea asistenței medicale. Bineînțeles că la astfel de competiții nu există învingători și învinși, exact, pentru că rolul și scopul acestui concurs este de a crea concurență și de a identifica și de a corecta anumite probleme. Da, și de a corecta pe durata concursului unele practici. Bineînțeles că pe durata intervențiilor reale sunt mult mai mulți factori care concură la o bună desfășurare a intervenției. Au fost acordate și premii atât învingătorilor cât și învinșilor de inspectorul șef colonel Dudu Ștelian, iar ISU București va merge la etapa finală care se va desfășura la Oradea atât pentru proba de prim ajutor cât și pentru cea de descarcerare. Ce vreau să te întreb, când va avea și publicul acces la aceste competiții? Pentru că mă gândesc că au și de învățat și pe lângă asta să vadă niște profesioniști cum lucrează.
publicul are destul de des acces la astfel de prezentări din partea noastră, pentru că frecvent organizăm zile ale porților deschise, atât în parcuri, cât și în subunitățile de intervenție. Și vă pot spune încă de pe acum că în perioada următoare vom anunța organizarea unor astfel de evenimente, la care așteptăm un flux cât mai mare de cetățeni. Vă reamintesc că în cadrul programului Școala Altfel, dedicat copiilor în mod special, noi am avut chiar și record de participanți, peste 10.000. Da, mulțumim mult de tot. Mulțumesc și eu foarte mult. Și sper eu să fii cu date din ce în ce mai bune în weekendurile viitoare. Mulțumim mult. Depinde foarte mult și de modul de manifestare a vremii. Mulțumim mult.